Bună ziua, oameni buni! Uite că am ieșit să vedem un pic la Dunăre. Să vedem așa locurile de pescuit în pădure. Să vedem până unde e apa intrată. Foarte mult în pădure. Se vede până aici aproape. Ia uitați aici, locuri care erau superbe. Sunt pline de cioturi. Ce aduce Dunărea, lemne, crăci, și e intrată foarte mult în pădure, foarte mult, aproape că pe marginea Dunării sunt câteva locuri. Ia uitați până unde e intrată, deci pădurea se termină undeva mult în față și e intrată. Se vede că și în spatele meu undeva aici jos sunt pâlcuri multe de apă, deci foarte crescută, foarte rău crescută, foarte rău. O să vă mai arăt și câteva imagini. O să mergem, eu acum am venit cât am putut să intru pe marginea Dunării, cât am putut eu să vin. Am intrat foarte mult de la podul Prieteniei, am intrat în dreapta podului și cred că câteva sute de metri am mers. O cărare, într-adevăr, care se merge de regulă la pescuit, dar să știți că mă așteptam la țânțari. Nu prea e țânțari. E mai răruț, dar vreau să spun că e intrat foarte mult. Ia uitați până aici, după cum e locul. În sfârșit, haide să ne retragem, că văd că n-avem ce să... n-avem unde să mergem mai sus. O să vă mai arăt niște locuri care de regulă să pescuia. Ia uitați unde. Deci mult, foarte mult a intrat. Da, foarte, foarte mult. Ia uitați până aici e intrată, care noi aveam undeva în fața aici, aveam loc să trecem, să mergem să pescuim. Înscăzuți foarte mulți pomi în apă. Foarte mulți pomi. Crăci. În sfârșit, revenim. Băieți tineri, la pescuit. Dar n-ai unde să mergi, locurile sunt limitate. De la pod, cam 100 și ceva de metri. Auzi? Atenție mare să nu vă abateți așa. Că e plină și în partea asta e plină de apă. Să nu ăla micu, să nu alunece bari. Da. Locurile sunt, se vede. Da? Frumoase. Dar pline de lemne, pline de arbori căzuți, inundați. Cota foarte mare, foarte mare. Foarte mare pe tot. Nu știu cum să spun. Chiar am să mă uit. Aici avem podul. Da? Deci v-am spus, la câteva sute de metri intrat. Uite, ar fi aici un loc ușor de pescuit, dar ce să dai în pomi ăștia, că și ai, bun, e bun, intră, crapul intră, dar în sfârșit facem ceva. Vedeți? E intrată în pădure. N-ai ce să... intrată rău de tot. E frumos, dar în sfârșit, periculos. Da. Astea sunt locuri pentru lucrurile astea să dai cu un băț. Revenim, haide să mai mergem. Încă un loculeț frumos, dar în sfârșit. Nu, eu fac un vlog și mai arăt cotele câte mari sunt. Da. Avem aici o familie, tot la fel ieșită la pescuit, dar cam ăsta ar fi ultimul loc în partea dreaptă să mergem de la pod.
Uite aici încă un cetățean, încă un firentinze. Nu, mulțumesc, eu fac un vlog pentru să văd cât e de crescut. Mulțumesc. Haideți să... Ia uite și aici tot la fel, o frumusețe de loc, dar e locul mai înalt. Aici nu e intrată în pădure, dar e un loc ușor cât de cât bun. V-am zis, în dreapta podului. Mai sunt câteva persoane, adică, să zic așa, două locuri, trei locuri. Avem aici un cetățean, un băiat, care tocmai veni la pescuit. Dar în spate, în spatele meu, mai sunt, să zic, maxim două locuri să poți pescui la Dunăre. Restul e intrat în pădure, apa atât de mare e. Foarte, foarte mare. Așa că revenim cu următorul loc. Iată că ușor, ușor ne apropiem de pod. Mai avem aici câteva locuri. Da? Mai avem. Nimica, nu? Avem aici, mai avem un loc, două. Și încolo am fost până la capăt. E, n-ai unde să intri. N-ai unde. E intrată în pădure. Da. Deci câteva, cum vă spuneam, câteva locuri în dreapta și în stânga. Bine, sănătate! Și care vreți să veniți, vă dați seama că trebuie să prindeți locuri de-astea 2-3 dimineață, la primele ore. Uite podul aici, în apropiere, aproape că trecem pe sub el. O să vă mai arăt și câteva locuri în partea stângă a podului. Noi acum am fost în dreapta, ca să fim bineînțeleși. Da? Cu fața la bulgari, cum vine vorba, în dreapta podului, și acum o să mergem și în stânga. Da? Avem podul sus, deasupra, vegetație crescută, foarte mare. Dar mă mir că nu-i țânțari. E, dar nu e. E câte unul, doi așa, dar nu e. Care altă dată ne mânca. Haideți să ne apropiem aici de pod, da? Vă spuneam că suntem în apropierea lui. La Dunăre eu vorbesc despre Ara, ca să fim bineînțeleși, că mi-a zis mie unul mai anul trecut, nu știu când, un Giurgiuvean, nu știu ce era. Bă, Neasandu nu e la Ara, ne minte, e în altă parte. Nu mă, băieți. Eu pescuiesc de regulă la Ara, la Dunăre. Ies la Dunăre în partea dreaptă și pe braț în partea stângă, cât pot să merg eu, să zic așa, ca să pot pescui. Așa că, ca o glumă, băiatul care a vorbit în, nu știu, în dreptul lui, mai bine să zic. Ne cunoscându-mă bine și poate o fi zis și el așa, ca să bage în vorbă. Iată, suntem sub pod. Aici avem pilonii. Undeva în 30-40 de metri jos se vede, undeva se vede cineva cu o plăcută pe partea cealaltă, dar nu e pe partea bulgarilor. E acel pâlc de pădure imediat care e în fața la Ara. Băiatul cred că dă la crap sau la plonc acolo. Haide să mergem și mai în față. Avem aici, nu știu dacă se poate ajunge mai așa, că văd că e verdeață multă, nu cred. Cred că e inundat. E viță de asta sălbatică, e vegetație multă crescută, e
Eu acum am trecut de pod, pe supod. Suntem în stânga, da? Am venit în stânga podului, de acolo. Picioarele podului, deci suntem în stânga. O să mai vă arăt câteva locuri, să zic așa, două, trei, care se poate pescui. De regulă e o cărare. Da? E o cărare de asta care arată până unde merge. Uite, încă o cărăruță. Da? Care duce la un loc de pescuit. Am să las un pic bicicleta aici. Câteva mașini aici trase. Haideți să vă arăt și loculetul ăsta. S-a campat. Câteva locuri frumoase aici. A mers ceva? Nimica? Salut, băieți! Să trăiți sănătate, fire întinse! Ia uite, locuri frumoase, chiar lângă pod. Mai sunt câțiva băieți, 5, 6, 7 băieți. Da. A mers ceva, nea? Nu prea. A, câțiva... Ce e, caras? Ce e, Dumnezeu? Da, da, da. Mai e, ar mai fi un loc și așa, să vede. Da. Da, păi văd că eu ce aia, plăticuță, un morunaș. Sunteți dimineață? A, păi mai întotdeauna la ara merge mai bine după amiază. Întotdeauna la ara mers mai bine după amiază. Da. Bine, nu nici locuri, știți de ce? Din cauza la apă, e intrată rău. E pește intrat, dar degeaba, e mare rău. E, da, e multă apă. Deja văd că băieții se pregătesc, mulți de pleacă. Aici în spate s-au golit alea 3-4 locuri. Aici e intrat rău de tot, e în pădure rău. E intrat. Nu, n-ai unde. Mă uitam încolo, ce să... Acolo e un loc, două locuri. Ăla sus pe dâmba, așa? Aici, da, 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 da. Unde e pomul ăla? Pe unde e pomul ăla și mai e mai încolo, un pic mai era unul. Dacă n-o fi și ăla inundat. Da. La prima rampă. Da. Canalul l-ați văzut, e până sus. N-ai ce să... Da. M-am găsit eu cu cineva și... Zic, ce ai luat? Și el a zis, două fuțe așa mici le-am aruncat în apă. Am prins alapte, am fost pe canal. Da. Și am fost pe aici, mai la vale. Ne-a rupt. V-a rupt? Undiță, da. Opa! Ăla a fost crap. Ori somn, ori crap. Păi ce ați avut în ac? E clar. E crap. Și crap. Crap, da. Dar al doilea segment. La lumită. Mhm. Arunc și cârlin. Și ia uși, ia. Ia uși, ia. A fost crap, da. Posibil.
Da, da, da. Am pățit-o și eu acolo, tot la fel. Am băgat căciule în terasă. Da, da, da. E, nu trebuie să-mi iertați, nu e nicio problemă, vă cred pe cuvânt. Da, da, da. Ăla e făcut de dumneata. E mișto, e mișto. Ia de să văd, că și eu construiesc, fac și eu fel de fel. De să arăt... Nu, că... Ia uitați ce frumusețe făcută acasă. Ia uitați. Vedeți? Când vă spuneam că pescarii își face singur, nu trebuie neapărat de la magazine. Ia uitați, o frumusețe. Ia uitați cât de bine a fost gândit, numai puțin. Ia uitați cât de bine a fost gândit de omul ăsta în vârstă. Că partea de sus și partea de jos, până acum n-am văzut, dar știți din ce este? Dacă vă spun, nu mă credeți. E tablă dintre ele. E din tablă, când se construiește apartamente și se face tavanele. Da. Asta este de susținerea... E profil. Profilul. Să-l susținem. Uitați cât de bine l-a gândit omul ăsta. I-a făcut și margini de închidere și... Deci nu poate să piardă mâncarea nici jos, nici sus. O pierde mult mai greu. Un plumb pus de... O lungime de 5-6 cm, în 2 la 2 capete. O sârmuliță făcută foarte bine, gândită foarte bine. Ia uitați cât de ingenios e. Da. Făcut din mână, când vă spun. Vedeți? Că spuneți, unii spuneți în comentarii că nu că de la magazin. Păi ăla de la magazin de ce? Dacă eu acasă îl fac și îl fac mai bine ca ăla. Și îl fac mai bine. Da, uitați aici. Foarte, foarte deșteaptă. Ingenios? În primul rând, ia unul de rob așa, de la magazin. Cred că nu vă deranjează că comentăm pe live. Doamne, suntem giurgiuveni și de ce și de la noi băieții să nu fie, care știe într-adevăr să pescuiască. Vedeți? Sunt oameni în vârstă care își construiesc și le fac ei. Am fost în târg, acum două duminici, să vă spun o chestie. Am găsit... De-astea coșulețe, cu 3 lei, 54 lei. Făcea cineva și aducea și la magazine 10 lei, 8 lei, 12 lei. Păi oare ăla e mai deștept de la magazin ca mine? Aici e ideea. Aici e ideea. Da, să dea puțin, că nu, că îl face cu carioca. Ai văzut când după ce dai cu el, să ia culoarea. Da. Nu, sunt spray-uri de alea de apă. Spray-uri, da, da, da. De 10 lei. Da, 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 da. E frumos, e lată, e mare, e crescută, e și pește intrat, dar locurile sunt foarte retrase, sunt limitate aproape de nule. Aici, partea la plajă, unde vine copiii ăștia vara, a fost cum a fost, eu aici am dat pe pietrele astea. Am dat cu câțiva ani în urmă, tot la fel în curent, dar sunt locuri limitate. Locuri. Da. Acum da, e deasupra la pietre, da. Păi acolo mă uitam la băieții care sunt acolo, acolo e iarbă multă jos. Acolo toată partea aia e numai iarbă, fiindcă fugeam noi toți întotdeauna, fugeam de locul ăla. Da. Acolo pe o porțiune de, să zic așa, 10 metri în față, 12, 13 metri, e plină de iarbă. Unde dau băieții, da, băieții, da, da. S-a format o insuliță. O insuliță, da, 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 da. Sunt căluțe apa? Da. Păi dacă noi... O pescuit după insuliță. Da, 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 da. Da. Frumos, dar stai și aștepți foarte mult. Da. Bine, ce să vă urez? Să vă urez fire întinse și multă sănătate. Să trăiți sănătate. Sănătate, băieți, fire întinse. Deci, hai să ne retragem, să lăsăm oamenii să-și facă, da, locuri frumoase, chiar la pod. Haideți să-i lăsăm să-și facă oamenii pescuitul liniștit, să nu-i deranjăm prea mult.
că așa e frumos, ai venit, ai vorbit, ai discutat, te retragi. Hai să luăm bicicleta înapoi, că m-am zis că să veni cu bicicleta ca să pot să mă intru peste tot. Da? O să ne retragem ușor, ușor. Da? Mașinile la băieți aici, parcate. Deci avem astăzi câteva imagini frumoase. Nu știu, câteva minute de la Ara. Da? Aici ne lăsăm în jos, v-am spus, dar ne ducem fără niciun rost, că filmarea v-am făcut-o acum câteva secunde și v-am arătat că este foarte rău crescută. Așa că de campat sunt locuri de campat, nu e problemă, dar locurile sunt limitate de pescuit. Adică în dreapta podului 3-4 locuri, în stânga podului 3, 4, 5, 6, 7, 8 locuri, așa în total 10-15 locuri, să zic așa, unul peste altul. Frumos, mare, crescută foarte mult, dar asta nu înseamnă că nu e pește. Din contră, e și pește, e bine că nu-i țânțari, dar mă face să cred că și unde adie vântul, s-ar putea să-i fie, adie puțin vântul, și asta face să nu simți căldura de afară de 29-30 de grade cât e acum, să zic așa. Da. Haideți să oprim un pic. A trecut o mașină pe lângă și trebuia să dau, să fac loc, de-aia am oprit o secundă. Dar avem deasupra podul. Suntem chiar la picior aici. După câte văd eu, au adus îmbunătățit, da? Se vede acolo mai jos, de scrie 1954, se vede că au turnat ceva, au pus niște plăci, au adus niște grinde mari de fier, deci s-a îmbunătățit cu ceva unul din picioare, LED susținere. E, ușor, ușor o să trecem pe sub pod, iar să ieșim pe șosea. Cum zicem noi, că mulți mi-a scris și m-au întrebat cum să ajunge. Deci pe sub pod se vede șoseaua. De acolo se intră. Da, facem aici. Da, se face stânga, pe urmă dreapta și se ajunge direct pe Ara. Bun. O să ieșim la șosea. Șoseaua principală, care vă spuneam că va duce din oraș. Când vă duce, spuneam că vă duce de la Steaua Dunării. Faceți undeva stânga spre canal, cum se zice, spre podul prietenii, spre Ara. Da? Avem în spate podul, se vede. Și acum ne îndreptăm spre oraș. V-am spus, șoseaua principală. O să mai revin în scurt timp. Am să vă arăt și de la, că vă spuneam, podul aici. Intrăm pe șoseaua principală. Aici este vechiul, spuneam eu într-un videoclip de mult, aici e un fost pichet de armată vechi, de acum 30 ceva de ani,
care de ăsta nu se trecea, oameni buni. Nu îți dădea voie nimeni să treci tu de pichetul ăsta, să vii aici. Aici erau soldați, era păzit cu mulți ani în urmă. Acum s-a deschis de 30 ceva de ani. S-a deschis zona pentru pescuit, pentru să meargă oamenii să facă plajă, la ara, de-aia vă spunem. Era cu ani mulți în urmă aici, era un pichet, cum îi zicem noi. Era militari, făceau de stagiu militar și aici undeva era ca o barieră pe șosea și nu-ți dădea voie să treci. Treceai cu... Îl cunosc pe neacutare, îl cunosc pe neacutare, mă cunoaște neacutare. Așa că... nu oricine venea în zona asta, da? Nu oricine venea în zona asta, trecea de... de bariera aia care vă sau... de plantoanele care le punea armata. Că... ca să ajungi în zona podului, se gândea, cred eu, la vremea aia, că intri în zonă de graniță. De-aia să și spune, de-aia să și controlează, de-aia să și face hârtiile astea care le facem noi, de venim de le prezentăm la autorități, fiindcă e zonă de graniță, cu granița cu Bulgaria. O să revin în câteva secunde, că spuneam că o să vă arăt și imagini de la canal. Deci între pod și canal, aici pe șosea, este cam 100-200 de metri. O să revin imediat. Am revenit. Câteva imagini din canalul plantelor, cum îi zicem noi. Da? Aici e apa crescută foarte mult. Aici e undeva un ponton unde leagă câteva bărci, câteva șalupe. Și ne uităm undeva aici. Haide să dăm așa. Ne uităm undeva înspre partea pădurii. Locuri sunt prea puține, adică e intrat în pădure și aici apa, da? Deci nu prea avem ce să, da? Se vede acolo în depărtare că e intrat în pădure. E, să zic așa, un loc două, dar trebuie să intri în pădure să ajungi pe partea asta. Stalaltă, în partea dreapta mea, nici de cum, acolo sunt intrate chiar în pădure, aia, în vegetație aia multă, așa că nu prea avem. Da. Vin pescari, dar nu e locuri. Da, vă spuneam aici pontonul, care și după pontonul ăsta mai mult îți faci necazuri decât să te duci să pescuiești, fiindcă te ceri cu oamenii care au aici amenajat. Da. Haide să oprim. Uite, vă arătam și de la canal. Vedeți? E crescută rău de tot. Aici, dacă vii să dai pe pontoanele astea, te ceri cu oamenii ăștia, fiindcă ăștia nu înțelege că un pescar vine să dea și el 3 ore, 5 ore și mai bine te lipsești. Iar blocuri de pescuit nu există. Uite, mai sunt băieți care tot la fel vine cu bicicletele, cu mașinile, să vadă.
Deci, ce să vă spun, e crescută rău de tot. Crescută rău. Și la Arad și la... Da. Patru locuri. Ha, vă salut și ne vedem, oameni buni, într-un alt videoclip cu altceva. Vă pup, oameni buni.